Starea de urgență în energetică nu trebuie să se răsfrângă asupra moldovenilor, iar criza apărută în niciun caz nu trebuie să afecteze populația. Apelul vine din partea Confederației Naționale a Sindicatelor, instituție care apără inclusiv drepturile angajaților din sistemul energetic. Confederația Națională a Sindicatelor este alarmată de recentele evoluții de pe piața energetică din țară, de instituirea stării de urgență și impactul pe care îl pot avea acestea asupra populației pe timp de iarnă. Potrivit unei declarații a sindicaliștilor adresate guvernului, criza energetică în niciun fel nu trebuie să aibă influență asupra nivelului de trai al populației și trebuie abordată inclusiv din punct de vedere al impactului social. Incertitudinea privind furnizarea gazelor naturale în volum de plin și riscul majorării tarifelor pentru resursele energetice înainte de sezonul de încălzire, când există o cerere mare pentru gaze naturale, va influența negativ atât asupra consumatorilor casnici, cât și asupra întreprinderilor, având în vedere situația social-economică din țară, mai cu seamă în contextul pandemiei, care a afectat mai multe sectoare ale economiei și a avut un impact nefast asupra veniturilor salariaților membrii de sindicat, se arată în declarație. Sindicaliștii au amintit guvernării că, pe parcursul ultimului an, moldovenii asistă la o diminuare a puterii de cumpărare, concomitent cu majorarea prețurilor pentru carburanți, cărbuni și lemne, iar în cazul unei majorări a tarifelor pentru gaz, o bună parte a populației cu venituri modeste va fi în imposibilitatea achitării facturilor. Sindicatele solicită intervenția promptă a autorităților în vederea asigurării furnizării volumului necesar de gaze naturale sau asigurarea cu resurse energetice de alternativă pentru toată perioada rece, adoptând și mecanisme de susținere a populației. În cazul majorării tarifelor, sindicaliștii solicită să fie elaborate mecanisme de eșalonare a plăților fără a fi aplicate penalități. Totodată, Confederația Sindicatelor consideră că în cazul majorării tarifului pentru gaze naturale să fie modificat codul fiscal în vederea scutirii de TVA, în cazul utilizării gazelor naturale și celor lichefiate, precum și pentru serviciile de transport și de distribuție, fapt care ar reduce cu 8% impactul majorării tarifului. În mesajul sindicaliștilor se mai arată că există riscul ca și agenții economici să fie în imposibilitatea de a-și onora obligațiile de plată, inclusiv să fie nevoiți să majoreze prețurile la produsele fabricate, mai cu seamă la cele de primă necesitate, fapt care la fel va afecta populația țării.